Sunt 1000 de feluri de a pierde o zi, însă niciunul de a o întoarce înapoi. Nu se obține un lucru plăcut decât răbdându-l pe cel neplăcut. A fost semănat cuvântul mâine și nu a mai răsărit. Pentru a-ți realiza visele, trebuie mai întâi să te trezești. Cel ce ascultă pe la uși riscă să audă ce nu îi place. Fă binele și aruncă-l în mare. Răbdarea este puterea celui fără putere. Întreabă care sunt virtuțiile mele și nu care este culoarea pielii mele. Recunoștința îmbracă 3 forme: un sentiment din adâncul inimii, o expresie de mulțumire și un dar întors. Dacă asculți, folosești tu. Dacă vorbești, se folosesc alții. Cele mai multe dintre virtuți au începuturi amare și urmări dulci. Cele mai multe dintre vicii au începuturi dulci și urmări amare. Când câinele are bani, îi se spune: domnule câine. Grăbește-te să faci bine cât poți, că nu ai putința să-l faci oricând. Iertarea este cea mai aleasă floare a victoriei. Cuvântul oprit între buze e sclavul tău, cuvântul pronunțat fără rost e stăpânul tău. Prietenul se câștigă prin fidelitate, modestie și generozitate. Allah încearcă oamenii nu numai prin nenorocire, ci și printr-o îmbogățire neașteptată. Cine merge încet, dar merge, va ajunge cel dintâi. Scrie lucrurile rele care ți-au fost făcute pe nisip, iar pe cele bune scrie-le în marmură. Nebunul și invidiosul murdăresc pe cel curat, în loc să îl imite. Dacă vrei să ai succes la sexul opus, spune-le că ești ipotent, se vor grăbi să te contrazică. Nu există însușire mai frumoasă ca modestia. Ai mulțumi pe toți este un țel care nu poate fi atins niciodată. Prostia și îngânfarea sunt două surori care foarte rar se despart. Ce a trecut a dispărut, ceea ce speri este absent, dar prezentul este al tău. Când cineva nu înțelege o privire, cu atât mai mult nu va înțelege o lungă explicație. Mănâncă mai puțin și ai să-ți prelungești viața. Pricina tuturor păcatelor, lăcomia și mânia. Trebuie ca întâmplarea să răstoarne furnica pentru ca aceasta să poată vedea cerul. O inimă lipsită de griji este mai prețioasă decât o pungă de bani. Cuvintele din inimă ajung la inimă, cuvintele de pe buze ajung la ureche. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să scrii în secțiunea de comentarii citatul favorit. Totodată, dacă vrei să susții acest gen de conținut, te așteptăm să ne urmărești și pe celelalte platforme ca Instagram, Facebook, TikTok. Îți mulțumim pentru vizionare, iar până data viitoare nu uita. Te rog, stai puțin pe gânduri.